Lista medicamentelor care pot afecta rezultatele la drug test va fi actualizată. În următoarea perioadă, Ministerul Sănătății va publica oficial medicamentele care pot influența capacitatea de a conduce. De asemenea, fiecare produs medicamentos de acest tip va fi semnalat distinctiv pentru ca șoferii să fie atenționați înainte de a se urca la volan. Aproximativ jumătate din rezultatele drug test s-au dovedit a fi fals pozitive. Acest lucru în contextul în care șoferii au luat medicamente despre care nu știau că pot influența rezultatele testului. În acest sens, Ministerul Sănătății va publica o listă actualizată cu toate medicamentele care pot influența rezultatele la drug test, iar produsele vor fi inscripționate cu un avertisment pentru ca șoferii să știe că acestea le pot influența capacitatea de a conduce. Medicamentele care pot da rezultate pozitive la drug test sunt cele care au pe cutie inscripționat un chenar în care se află triunghiul roșu, iar în mijlocul său se află semnul exclamării. Totodată amintim faptul că în următoarea perioadă va fi publicată și lista actualizată a medicamentelor care pot afecta capacitatea șoferilor de a conduce. Ministerul Sănătății recomandă șoferilor să citească cu mare atenție prospectul tuturor medicamentelor pe care și le administrează, pentru că multe dintre acestea conțin substanțe ce pot fi detectate cu efecte psihoactive la testele rapide antidrog. Șoferii care consumă anumite medicamente, se urcă la volan și sunt depistați de polițiștii rutieri pot rămâne fără permis de conducere. De ce spunem acest lucru? Ei bine, anumite substanțe din compoziția medicamentelor pot da rezultatul pozitiv la drug test. Printre aceste medicamente amintim următoarele: medicamentele analgezice, medicamentele antihistaminice, cele pentru tratarea depresiei, anxietății, a tulburărilor de somn, ADHD și chiar tratamentele pentru răceală și tuse pot da rezultatul pozitiv la drug test. Reprezentanții Institutului de Medicină Legală avertizează de asemenea șoferii că aparatele de tip drug test sunt foarte sensibile și pot detecta substanțele până la 48 de ore după consumul unei singure pastile. Guvernul a modificat în ședința din luna iulie ordonanța de urgență privind siguranța rutieră. În situația în care rezultatul testelor antidrog în laboratoarele de medicină legală nu vine în maximum 72 de ore, șoferii cărora le-au fost suspendate permisele le primesc înapoi.